chestiune pe final de emisiune, pentru că sunt acuzații grave, sunt mai mulți terapeuți care, iată, ajută la recuperarea persoanelor infectate cu COVID-19 și totuși nu sunt plătiți. Este în legătură directă cu noi doamna Daniela Stanca, președintele Colegiului Fizioterapeuților București. Îl foc bună ziua, doamnă. Spuneți-ne exact care este situația în acest moment și ce se întâmplă. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Da, situația este destul de neplăcută pentru aceste categorii profesionale, adică pentru kinetoterapeuți, fiziokinetoterapeuți și profesori CFM, care în acest moment fie sunt detașați în triaj, așa cum prevede ordinul comandantului 74534, aproximativ 45 de fizioterapeuți sunt detașați la triaj sau lucrează pe secțiile de anestezie și terapie intensivă din spitalele prevăzute în ordinul Ministrului Sănătății 555/2020. Sunt acum în momentul acesta, conform răspunsurilor oficiale pe care le avem de la spitalele prevăzute în acest ordin, sunt aproximativ 40-41 de terapeuți care lucrează sau vor lucra în perioada imediat următoare. Problema cea mai mare este că există inechități salariale foarte mari. Această categorie profesională este o categorie profesională cu studii superioare care în momentul de față are nivelul cel mai scăzut de salarizare pentru persoanele sau pentru personalul medical și pentru personalul paraclinic din spitalele publice. Și este o mare nedreptate, se face o mare nedreptate acestei categorii profesionale, este omisă a doua oară de la măririle salariale. Și să nu mai adăugăm faptul că această categorie profesională nu a fost inclusă în planul de luare de măsuri din spitalele COVID, spitalele fază 1, fază 2 sau în spitalele de suport, deși ei sunt în contact direct cu pacienți, sunt sub risc în acest moment, da? Deși lucrează în mod direct cu pacienții care au sau au avut coronavirus. De aceea facem apel la autoritățile care decid și avem marea rugăminte de a ne lua în seamă și de a lua în seamă această profesie, pentru că este o profesie prin care pacientul își recapătă independența funcțională. Este o profesie care asigură recuperarea pacientului și reintegrarea acestuia în viața socioprofesională. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Stanca, pentru această intervenție. Sperăm ca autoritățile să audă acest apel și să fie rezolvată cumva această situație, mai ales că, practic, colegii noastre sunt acolo și au grijă în prima linie de pacienții care sunt infectați cu COVID. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Am ajuns la finalul acestei ore, doamnelor, domnilor, în foarte scurt timp, însă ne revedem.